Dragi prieteni ai emisiunii Casa Mare la Români, vă invităm să stați cu ochii pe noi pentru că astăzi realizăm o ediție specială cu ocazia sărbătoririi a 24 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova. La 27 august 1991, Grigore Vieru, în discursul său de la Marea Adunare Națională, spunea așa: a bătut ceasul nostru de aur, a răsărit raza de aur pe care o așteptam de o vecie, din lupta și suferința plugarului și muncitorului, a scriitorului și ziaristului, studentului și savantului, parlamentului și guvernului nostru. Bucurați-vă, moldoveni, sunteți aproape liberi, pentru că independența ce o declarăm astăzi nu este altceva decât un popas după un drum lung și anevoios. Un popas scurt sau mai lung, nu contează. O vremelnică salvare a noastră, căci de plină mântuire veniva numai din unirea cu țara mumă. Trăiască Moldova liberă! Și pentru că artiștii au avut un rol important în acele vremuri, luptând pentru aceste valori naționale prin cântecele lor, cu tentă patriotică și nu doar, ne-am gândit să invităm în studioul nostru un adevărat pilon al muzicii populare din Basarabia, recunoscut și îndrăgit de altfel pe ambele maluri ale Prutului, pe care știm că l-așteptați de fiecare dată să vă bucure inimile cu cele mai frumoase melodii. Mihai Ciobanu este oaspetele nostru astăzi din Casa Mare la Români. Vă invit pentru început să-l ascultați. Nu uitați, suntem acasă, avem țară și frumoasă, drag-ne-i cuibul părintesc. Munte mare, dulce soare, flori albine muncitoare, apă vie în izvoare, ce pământ ca-n basme are neamul nostru românesc. Munte mare, dulce soare, flori albine muncitoare, apă vie în izvoare, ce pământ ca-n basme are neamul nostru românesc. De când lumea și pământul, dorul, doina, codrul, cântul, sufletul ne-l povestesc. Are inimă curată, are inimă bogată, visuri ce lumini ne scaldă, oameni buni ca pâinea caldă, neamul nostru românesc. Are inimă curată, are inimă bogată, visuri ce lumini ne scaldă, oameni buni ca pâinea caldă, neamul nostru românesc. Domnul din icoane sfinte, aurul din vechi cuvinte, ne sântrează-n creștinesc. Limba noastră fără moarte ne adună într-o carte, o citește, se întărește, o cinstește, dăinuiește neamul nostru românesc. Limba noastră fără moarte ne adună într-o carte, o citește, se întărește, o cinstește, dăinuiește neamul nostru românesc. Viitorul și trecutul zic, suntem români și punctum, ca în crezul eminesc. Sunt român și ești româncă,
și în adâncă. Prin iubire și speranță se înalță, se înalță neamul nostru românesc. Sunt român și ești româncă, avem rădăcini adâncă. Prin iubire și speranță se înalță, se înalță neamul nostru românesc. Prin iubire și speranță se înalță, se înalță neamul nostru românesc. Neamul nostru românesc. Mulțumim mult pentru acest extraordinar început muzical, un cântec realizat în colaborare cu poetul Vasile Romanciuc. De altfel, Mihai Ciobanu este și a fost dintotdeauna purtătorul tradiției strămoșești, care și-a dus cu sfințenie în lume cântecul cules din vatra satului Bujor, de acolo de unde își trage rădăcinile. A cântat întotdeauna cu drag și dor de părinți, de cătănie, de țară și, nu în ultimul rând, de casa părintească. Despre libertate, independență, neam și valorile care ne definesc cel mai bine, vorbim astăzi cu întregitul interpret, atât în Basarabia, cât și dincolo de Prut, așa cum menționam și la început de emisiune, Mihai Ciobanu. Bună seara și bine ați venit în Casa Mare la Români. Bine ne-am întâlnit și mulțumesc pentru invitație. Să știți că noi v-am așteptat cu mare drag aici în Casa Mare la Români, tocmai pentru că am primit foarte multe mesaje de la admiratorii cântecului lui Mihai Ciobanu, cei care au urmărit anterior emisiunea Zestrea Neamului, pe care am realizat-o împreună cu dumneavoastră și despre dumneavoastră. Așa cum spuneam, mesajele nu încetează să curgă și să vină la adresa noastră de mail, pe site-ul nostru, pe site-ul televiziunii, www.voceabasarabiei.net. Mulțumindu-ne pentru că le-am prilejuit întâlnirea cu interpretul lor îndrăgit. Mulțumesc mult și mă bucur de asemenea vorbe, să aud asemenea vorbe, asemenea cuvinte. Asta mă obligă să fac și mai mult pentru cei care mi-au îndrăgit cânticul, să le găsesc struna care duce de la sufletul meu la inimile dumnealor și le doresc împliniri frumoase și să fie mândri și demni de locul unde trăiesc. Da, pentru că asta este cea mai mare răsplată pe care o așteaptă un interpret, recunoștința publicului, pentru care de altfel munciți, cântați, sunteți în căutare de fiecare dată a unui vers de calitate, a unei linii melodice care să ajungă acolo la destinație. E adevărat. Domnul Ciobanu, pentru că, așa cum spuneam, astăzi realizăm o ediție specială a emisiunii Casa Mare la Români, pentru că se împlinesc 24 de ani de când a fost proclamată independența Republicii Moldova, aș vrea să vă întreb, pentru început, ce înseamnă pentru dumneavoastră noțiunea de libertate? Păi, noțiunea de libertate, asta înseamnă 7 ani de acasă, începând cu 7 ani de acasă. Era o zicală, așa, să fii liber, dar e liber, dar nu-i slobod. Așa. Eu zic că să fii conștient de ceea ce faci, să rămâi dator în fața oamenilor cu fapte omenești, să lupți pentru adevăr, pentru dreptate, pentru a uni lumea cu fapte frumoase și vorbe bune și să fim demni că ne-am născut aici. Pe acest pământ. Vă amintiți acea zi de 27 august 1991, atunci unde toată lumea era adunată într-o credință, într-o suflare, într-o singură speranță? Mi-amintesc și chiar mărturisesc că nici astăzi nu pot uita sentimentele cele de măreție, de mândrie, de demnitate. Parcă părea că o să fim de atunci pe niște cai frumoși, să înfăptuim lucrurile frumoase, să biruim problemele vieții mai ușor. Dar să continui așa, lecuțică, mai altfel, cu gândul că să fim optimiști și să biruim problemele așa cum ne le dorim. Domnul Mihai, artiștii făcând parte și ei din intelectualitatea unei țări, au avut în acele vremuri un cuvânt de spus.
Și un cuvânt greu de spus. De altfel, în toate timpurile așa s-a întâmplat, prin cântecele pe care le fac, prin mesajul pe care încearcă să-l aducă către public. Este adevărat. Interpreții profesioniști au avut de spus și nu numai din frumusețat, dar din demnat ca oamenii neamul nostru să meargă pe drumul corect. Țin minte cât de importante au fost cântecele lui Ion Alde Todorovici, Cânticul Libertate, cântat de Angela Bucco, și alte cântece pe versurile poeților noștri, Grigore Vieru, Dumitru Matkovski. Adevărate imnuri. Da, este adevărat. Și eu vreau să spun că asemenea cântece nu se nasc în fiecare an ori la sărbători diferite. Aceste cântece e o naștere anume la mobilizarea neamului nostru, lucrurilor importante pentru omenirea și pământul unde ne-am născut. Aceste cântece poate au fost născute dintr-o suferință enormă și dintr-o năzuință mare, dintr-o speranță spre mai bine. Da, aceste cântece au fost ca o flacără dăruite neamului nostru. Acest cântec pe care dumneavoastră l-ați adus telespectatorilor noștri spre audiție, Neamul nostru românesc, un cântec mai nou din repertoriul dumneavoastră sau cel puțin pe care îl regăsim pe unul dintre cele mai recente CD-uri, l-ați realizat în colaborare cu Vasile Romanciuc, poetul da. Alături de care ați scris multe, multe cântece. Da, cu care colaborăm, cred că mai mult de 30 de ani, ne sfătuim, poate nu totdeauna ne reușește ceea ce gândim, dar sunt mândru că îl am aproape și mă sfătui, mă ajută în ceea ce privește versurile pentru cântecele mele. Cum a luat naștere acest cântec? Păi, să fiu sincer, ne-am gândit că cântece dedicate mireselor, mirilor, nunțelor, hramurilor sunt de ajuns. Da. Lipsesc o serie de cântece mai patriotice, mai demobilizat, mai pentru a nu uita ziua de 27 august din istoria din istorie, 24 de ani în urmă. Și ne-am gândit să facem și o serie de cântece dedicate neamului, dedicate lucrurilor sfinte, ar zice. Și o altă piesă, pentru că vreau să le dăruiți în această seară telespectatorilor noștri câteva dintre piesele dumneavoastră, piese de la Nistru Dor Străbate. Este un alt cântec nou, de fapt, nu l-am precântat, l-am cântat în spectacol odată, dar e un cântec care sper să unească de pe ambele maluri ale Prutului și de ce nu și de pe malul Nistrului lumea bună și să mergem să fim demni și mândri de ceea ce putem face frumos pentru alte generații, pentru copiii noștri, pentru nepoții și așa mai departe. De la Nistru Dor Străbate, un cântec care cu siguranță va fi îndrăgit de către toți telespectatorii noștri. Audiție plăcută! De la Nistru Dor Străbate, dorule, măi dorule, pentru soră, pentru frate, dorule, măi dor, 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 până-n munți cu creste înalte, dorule, măi dorule. Să-n ceia parte, dorule, măi dor, dor, dor. Urge Nistru din Carpați,
Doamna Căpriana, s-aude cum plânge mama. Dorule, calea ți-i lungă, dorule, măi dorule, nu lăsa neamul să plângă, dorule, măi dor, dor, dor. Du-te-n lung și-apoi de-a latul, dorule, măi dorule, leagă-ne unul de altul, dorule, măi dor, dor, dor. Urge-n Istru din Carpați, ca și Prutul printre frați, între Putna Căpriana, s-aude cum plânge mama. Suceava doina cântă, dorule, măi dorule, curge-n Istru și-o ascultă, dorule, măi dor, dor, dor. La soroca în cetate, dorule, măi dorule, inima lui Ștefan bate, dorule, măi dor, dor, dor. Curge-n Istru din Carpați, ca și Prutul printre frați, între Putna Căpriana, s-aude cum plânge mama. S-aude doina pe seară, dorule, măi dorule, în frumoasa moldovioară, dorule, măi dor, dor, dor. Doina din bătrâni rămâne, dorule, măi dorule, rădăcina noastră-n lume, dorule, măi dor, dor, dor. Curge-n Istru din Carpați, ca și Prutul printre frați, între Putna Căpriana, s-aude cum plânge mama. Curge-n Istru din Carpați, ca și Prutul printre frați, între Putna Căpriana, s-aude cum plânge mama. De la Nistru, Dor Străbate, un cântec dedicat tuturor românilor de pretutindeni, un cântec realizat în colaborare cu Mariana Hunceru de această dată, o textieră dincolo de Prut. Cu Mariana Hunceru, muzica mea părsâne, dar și importantă orchestrație și orchestră. Orchestrația aparține lui Gheorghe Șefcișin, iar orchestra este orchestra fraților Adbahu. Acolo unde cântați și cu care colaborați foarte mult. Da, acolo unde colaborăm. Și cu frații Adbahu chiar ați realizat acest CD, Lume, Lume, cât de dragă mi ești. Da, și alt CD care se numește Ovioară, un cântec, un dor. Împreună cu Mihăiță Ciobanu.
Iată că chiar dacă Mihăiță este plecat peste hotarele țării, nu uite de rădăcinile sale și nu uite de unde a pornit și muzica iarăși ne unește. Nu uite, suntem mândri de el că nu uită și suntem mândri de ceea ce face. În cazul că vrea să uite, noi îi amintim că mai suntem părinți și îi putem fi de folos. Da, și știu că sunteți foarte des invitat acolo în Canada, pentru chiar, că avem și acolo basarabeni. Prea des. Și acum am avut o solicitare iarăși și am zis că mai lăsăm o leacă să mai treacă o leacă de timp. Am fost invitat. Să fie dorul mai mare. Pentru luna februarie, la anul viitor, la un festival al Polubocul de Aur de la Snowball, nu departe de Toronto. Și ne mai gândim, pentru că am zis că mai sunt și alți interpreți buni, frumoși și trebuie să cunoască basarabenii, nu să-i cunoască și pe ei. Dar mai vedem, cine știe. Da, dar basarabenii noștri totuși sunt dornici și nu cred că este niciodată prea mult un cântec pentru ei, cu atât mai mult cântecul cu care au crescut și pe care îl îndrăgesc. Am fost două săptămâni în urmă, am venit de la Chicago, unde am avut două spectacole împreună cu un interpret din Ardeal, Nicolae Mureșan. Am fost invitați la rugămintea unui preot care organizează a patra ediție festivalul de vară. Preotul se numește Vasile Mureșan. Și pe acolo am întâlnit la fel foarte mulți basarabeni care m-au impresionat foarte tare. Au venit cu copii în brață, tineri, frumoși, puternici, deștepți și la casa părintească Nu se vinde în timpul concertului. Era afară spectacolul, așa, teritoriul unei mănăstiri sârbești, un loc foarte frumos, pitoresc, și basarabenii, majoritatea basarabenilor au venit lângă mine, în jurul meu, și am cântat împreună cânticul Casa Părintească Nu Se Vinde, plângând, și mi s-a ridicat părul așa în sus de emoții și de trăirile celea în timpul cânticului și nu ne puteam sătura de vorbă și după spectacol și cu dor de casă și cu dor de părinți și dacă s-ar putea cumva să găsim modalitatea de a face un cântic pentru a-i aduna pe toți, nu numai atunci când ne trebuiesc tinerii deștepți, talentați, dar să fii permanent cu noi și la ușor și la greu, să putem înfăptuie ceea ce ne-am promis la începutul acestei sărbători. Ca să revenim la independență, pentru că ediția de astăzi este una specială, așa cum spuneam, putem diviza perioada de creație în două, cea de până la independența Republicii Moldova și cea de după proclamarea independenței? Soarta unui cântec înainte de independență și după era diferită oarecum? Este ca o construcție a unei case noi, o casă de locuit, o altă găteală, o altă, să zicem, alt chiar suflu. Suflu, da, un alt suflu. Eu am închipuire că și femeile, care, gospodine care țesă prosoape, au inventat și ele ceva legat de sărbătorile astea naționale de la începutul, 24 de ani în urmă până acum. Fără să-ți dai seama, faci niște lucruri care simți că fără asta nu s-ar putea. Așa și eu în repertoriul meu mă strădui să am cântece pentru tot felul de sărbători. Dar mai mândru și mai demnăs pentru sărbătorile acestea, ziua independenței, ziua limbii. Sărbătorile naționale, sărbătorile la care naționale trebuie să ținem și, cel mai mult. Cred că fiecare interpret profesionist ar trebui, eu să sigur că fac fiecare să aibă, da. Și sigur că toți le au, care nu le au, le vor avea,
și vom merge împreună. Rugă pentru noi, un alt cântec așa care nu te poate lăsa indiferent. Mărturisesc, am mai spus undeva că acest cântec îl cânt în programe la sfârșitul spectacolilor în străinătate, unde am fost, în Portugalia, Spania, Italia și alte țări, și la sfârșitul spectacolului, la sfârșitul concertului, se apropie multă lume de mine, din diaspora, românilor din diaspora noastră, și mă roagă să le lăs acest cântec ca un fel de imn a diasporii. Și asta mă bucură foarte mult și sigur că nu sunt împotrivă. E un cântec care, la fel ca și alte cântece, adună, îmbunează lumea și este important și necesar pentru sufletele noastre omenești. O rugă pentru noi vă propune în continuare emisiunii maestrul Mihai Ciobanu. Fierbinte, te rugăm, Doamne, nu ne uita. Cu ochii lacrimi, cu glas fierbinte, te rugăm, Doamne, nu ne uita. Viața e scurtă, moartea e lungă, din veșnicie ni-i dat așa. O, Doamne, dă-ne ani să ne ajungă, să ne întărească lumina Ta. O, Doamne, dă-ne ani să ne ajungă, să ne întărească lumina Ta. Și dă-ne nouă drumul spre noi. Doamne, ferește-ne de căi greșite și dă-ne nouă drumul spre noi. Doamne, ți-aducem imn de iubire, dacă-ni bine, dacă-ni greu. Dă înțelepciune, sfântă unire și nemurire neamului meu. Dă înțelepciune, sfântă unire și nemurire neamului meu. Cu adevărat, este un imn, așa cum spune și unul dintre versurile acestui cântec, pentru toată lumea, pentru toți românii, pentru că nu ne îndeamnă decât să facem bine. Și să ascultăm aceste cântece cu adevărat, cu mare atenție, pentru că în mod sigur vom desprinde
un sfat bun pentru fiecare dintre noi. Orice cântec are un subiect. Mie îmi plac cântecele care au subiect, pentru că dacă este un rând, un vers care nu spune clar ceva, atunci nu mă prinde. Și sunt nevoit, până nu găsesc cuvântul ce exprimă adevărul, nu merg să-l cânt nicăieri. Ori noi știm că, așa cum ne mai povesteați și altă dată, ați fost dintotdeauna foarte atent la orice vers pe care l-ați citit, pe care le adunați, aceste versuri, aceste rânduri, aceste gânduri care v-au atras atenția, iar peste ani v-au prins bine. Așa este, am caietele multe cu gânduri, cu expresii, și asta mă ajută de multe ori cu anii să mă reîntorc și să le pun la locul cuvenit în cântecele mele. Ați fost dintotdeauna, chiar și din anii studenției, un student foarte sârguincios și știu că atunci când mergeați pe vremuri la Biblioteca Națională, chiar citeați pe ascuns cărți în grafie latină. Da, mi-au spus cineva, atunci nu erau liber la Biblioteca Națională cărți, așa, era liber, dar nu știa multă lume și eu am aflat de la niște scriitori că există folclor cules de Eminescu, există folclor cules de Vasile Alexandrii, poezie populară, și mă duceam, nu cunoșteam buchele, că era cu litere cu chiriliță, dar învățam franceza și mi-era ușor. Și mă duceam cu un caiet și până nu îl împlineam răsfăind folclorul, poezia populară, până nu îl împleam de dimineață până seara, nu ieșeam din bibliotecă, că eram de fiecare dată impresionat de niște gânduri. Eu nu prea am cântece care să înceapă cu foaie verde. Foaie verde nu spune nimic. Și de atâta găsăm rândul care să urmeze după unul după altul să fie o poveste, un îndemn, o bucurie, ori un necaz. Și mă bucur că până acum mi-a reușit câte ceva. V-a reușit foarte multe. Iată, chiar avem aici în studioul nostru, ne-ați adus câteva dintre CD-urile pe care ați reușit să le adunați în colecția dumneavoastră. Este munca dumneavoastră. Chiar despre această carte vreau să pomenim, Casa părintească nu se vinde, unde găsim cântecele pe care le-ați adunat în timp din repertoriul dumneavoastră. Da, ne reîntoarcem la CD-uri. Da. Asta nu le-am adus special să le punem cât de frumoasă sau nu știu dacă e atât, nu e nici tare modest din partea mea. Am adus să înfrumusățăm emisiunea. Dar cartea asta, într-adevăr, eu nu-mi dau seama încă, nu pot să mă bucur tare, tare de ea, pentru că mă tem să mă bucur, că știu că după o bucurie urmează și un necaz. Dacă era să aduc toate CD-urile care nu încăpeau, aici frumoasă la noi, nu încăpeau, și de atâta suntem nevoiți să, dacă vrei să le arăți tu aici. Așa. Că sunt multe, nu le pot duce, dar mă uit și în urmă, și anii care am, poate nici tânăr, nici bătrân, dar mă bucur realizat de fiecare CD sau DVD sau ceea ce am făcut, m-am gândit să nu-mi fie rușine de lume. Adică să-mi fac meseria cu simț omenesc, cu dragoste, și cred că asta mă impune cel mai mult, să nu stau așa pe loc. Eu cred că uneori sunteți mult prea modest, domnul Ciobanu. Nu cred că în cazul ăsta este vorba de laudă, este vorba despre munca dumneavoastră adunată în ani de zile. Da, păi de fapt eu vorbesc de munca adunată de ani de zile la ziua mea de naștere. Drept că ultimii ani nu mă prea găsesc pe acasă, pentru că sunt în turnee, așa. Dar astăzi e o excepție, pentru că este sărbătoare. Mai spun și eu ce am mai făcut, să mai mă lipsească și altă lume, tineretul. Eu am vedere să fac la fel și mai bine decât mine și să fim de folos celor care ne așteaptă, ne iubesc, ne doresc și să le putem cânta, să-i vrăjim pentru
a se bucura de viață. În zilele astea, în perioada asta, care este grea pentru multă lume. Și dacă tot spuneți că vreți să-i vrăjiți pe cei care vă îndrăgesc cântecul cu cele mai frumoase melodii, vrem să vă îndemnăm să-i vrăjiți și pe telespectatorii noștri cu o următoare melodie care se intitulează Anii cei mai dragi din viața mea. Dacă tot vorbeam despre realizări anterior. Versurile poetului Grigore Bieru. O următoare piesă, dragi prieteni, din repertoriul lui Mihai Ciobanu, Anii cei mai dragi din viața mea, pe care cu siguranță o cunoașteți și puteți să o și cântați împreună cu dumnealui acolo, dincolo de ecrane. Vă invităm să-l ascultați. Frumos și curat ca lacrima, așa mi-au fost anii de cândva. Cei de azi scu de toate, da, mă rog de sănătate, anii cei mai dragi din viața mea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că sunt sănătos, că mai vine-n prag și om frumos. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii cei mai dragi din viața mea. Cu o vorbă și un păhăruț, anii trec și noi mai uiți, anii mei frumoși ca dragostea. Doamne, bine-i că mi-ai dat copii, mai vin ei cu niște bucurii. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii cei mai dragi din viața mea. Fericită-s plină-i casa, cu nepoți frumoasă-i viața, anii mei frumoși ca dragostea. Voi tot cânta așa mereu, lângă voi și bunul Dumnezeu. De n-aș putea să doinesc, cine ar ști că mai trăiesc anii cei mai dragi din viața mea. Și de nu puteam cânta, lumea de mult mă uita, anii mei frumoși ca dragostea. Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei frumoși ca dragostea. Anii care mi-au rămas, la nevastă am să-i las, anii cei mai dragi din viața mea. Anii cei mai dragi din viața mea, iată o scurtă trecere prin revistă a anilor lui Mihai Ciobanu, pe care i-a petrecut braț la braț cu cântecul, o piesă, așa cum se menționa anterior, realizată în colaborare cu marele poet al neamului nostru, Grigore Vieru. De altfel, ați fost prieteni buni și ați lucrat mult împreună. Mărturisesc că acest cântec l-am făcut după moartea poetului și s-ar fi bucurat, cred că, să-l audă, că mi-a lăsat mai mult de 40 de texte, versuri pentru cântece și unele le-am pus pe muzică mai târziu.
încoace. M-am convins că acest cântec a prins la public, este solicitat și aici, la noi, și peste Prut, și sunt mândru pentru asta. Prima plecare peste Prut, vă mai amintiți? Da, prima plecare a fost la 27 martie, la Focșani. Am cântat împreună cu Valentina Cojocaru, cu orchestră de la Focșani, Doina Vrancei sau Țara Vrancei, nu mi-am amintesc, împreună și cu Sofia Vicoveanca și cu alți interpreți de acolo, unde am fost invitați pentru două săptămâni la spectacole și eu am rămas o lună și ceva. Mă gândeam că o să mă întorc și o să mă dea afară de la lucru, orchestră. Pentru că aceia mi-au promis că o să m-a invitat după orchestra, după colaborarea cu orchestra de la Focșani, m-a invitat Ioan Cobâlă, profesorul și dirijorul pe atunci orchestrei Rapsuze Botoșanilor, m-a invitat la Botoșani să cânt și cu ei câteva spectacole și de acolo mi-au promis că fac de la municipiul din Botoșani o scrisoare specială ca să-mi dea voie să pentru câteva zile, pentru câteva spectacole. Am cântat trei spectacole prin niște sate pe acolo, pe lângă Botoșani, frumos, interesant. Am descoperit și stilurile cântării muzicii, pentru că acolo, la Focșani, băi, aproape de zona Muntenii, zona de referințe, și la Botoșani e alt stil de muzică și m-a mai convins domnul Cobâlă să mai stau, să mai cânt vreo 10 spectacole și cu ansamblul Mărțișor, condus pe atunci de Serghei Ciuhrii, care a venit și ei. Și, ei cu și atunci eu zic, nu pot, că la lucru să aibă pretenții și nu, da, o să fie tot bine, tot. Ei, până la urmă am mai rămas, am mai cântat niște spectacole și cu ansamblul Mărțișor. A fost bine, a fost frumos, țin minte cu atâtea prosoape și cu atâtea panerașă din zahar, pe atunci era la modă. A mai fost un caz, cântam eu un cântec, așa, versurile poetului Pavel Bechet, un cântec, în același grai cântăm, aceiași strămoși avem, de la mare la Carpați, suntem veri și suntem frați și în momentele astea lumea s-a ridicat toată sala în picioare și scandau și s-a ridicat un bărbat cu emoții, așa, țin minte, la Târgu Frumos sau la Hârlău, așa, s-a ridicat în scenă și de emoții, nu știa ce să facă, a scos din buzunar niște bani și se străduia să-mi vâri banii, eu nu vreau să iau, să-mi vâri în cămașă, mi-a rupt gănăcelul de aici. Și domnul dirijor, domnul Ciuhrii, a făcut o glumă. Zice că și fost asta la noi. Lumea a luat-o în serios, majoritatea, și l-au pedepsit pe spectatorul celălalt, că era o leacă, se vede că, așa, în dispoziție. Vesel. Și l-au pedepsit, după de care mi s-a făcut să-și chiar și jele. Pe a doua zi am mai trecut prin Hârlău, ca să ajungem la în alte orășele acolo. Și ne-am oprit și publicul ne spunea că seara nu s-a purtat frumos, nu știu ce acolo, un spectator, dar eu cred că s-a purtat foarte frumos și a fost un emoțiile gest pe lui, care l-a făcut sentimentele că așa lui n-au mai rezistat și au răbufnit într-o cheie așa frumoasă, aș zice. Așa a simțit pe moment. Da, și așa a fost povestea că am stat o lună și ceva în primul turneu al meu din România. Am venit la Chișinău, știam că sunt probleme, m-am dus și am spus directorului colectivelor muzicale, zic că faceți ce vreți cu mine, puteți să mă dați afară, puteți să mă judecați, nu știu ce, dar eu atât de bine m-am simțit, atâta de mult am învățat zonele de referință și că în afară de spectacole mai discutam cu dirijorul, cu colegii de breaslă, cu am studiat, eu zic, la conservator n-am învățat atât lucrurile de astea, cât am învățat atât într-o de lună, detaliat cât am fost și am văzut. Și mai ales, m-am simțit artist acolo și acela când a auzit a spus,
n-ai ce-ți faci, lucrează sănătos mai departe și așa am scăpat de pedeapsă, într-un fel. Că n-am fost vinovat, n-au putut trimite, nu ca acum prin telefon vorbit sau stabilit, trebuie un document special, era țara României, mai înainte nu trebuie să faci documentele pe la Moscova ca să ne merești în România. Dar așa a fost și slava Domnului că acum e altfel. Da, exact. Casa părintească nu se vinde. Mihai Ciobanu, oarecum, atunci când spunem Mihai Ciobanu, spunem automat de la o vreme încoace și casa părintească nu se vinde. Așa este. Acest cântec ridică sala în picioare și de fiecare dată, dacă e să observi printre spectatori, neapărat vezi o lacrimă. Vezi o lacrimă, dar vezi și o durere la alții. Vezi și o durere, ca să mai glumim, la unii nu le place. Mihai Ciobanu a născoșit cânticul ăsta și eu nu pot să-i vând casa părintească, înțeleg. Că lumea, ei, mă rog. Dar, într-adevăr, este un cântec de care sunt mândru. Mi-a ajutat și bunul Dumnezeu la cuget și ca să pot face această melodie după versurile poetului, marelui poet Grigore Vigheru. Și mulțumesc, aș vrea să mai am asemenea cântece. Sper că voi fi în putere să mai lansăm ceva ca să rămâie, pentru că mi-aș dori din cântecele mele, o parte din ele, să am mai spus undeva, ca să rămână pe o perioadă mai lungă, să aibă viață lungă cânticul, pentru că un cântec bun este bine și cu viață lungă. Și multe dintre cântecele dumneavoastră, dacă nu chiar marelor majoritate, au viață lungă, pentru că sunt fredonate și astăzi, chiar dacă m-au fost lansate 15-20 de ani în urmă, da. E cum mândra mea s-a măritat, nu prea s-a mai uitat de dânsul, pe 2 ani la revedere. Nu știu, că dacă ar fi să le cântați mai des, eu cred că lumea în sală ar fredona împreună cu dumneavoastră. Dar unele cântice nu-mi stă bine de acum cu dânsul, pentru că e altă vârstă. Dar oricum, ce putem face, cât putem face să ne ținem de zicala aceea, cât trăim să facem bine, că rău are cine. Rău are cine. Exact. Casa părintească nu se vinde. Nu putem să... Da, nu vă rugăm să ne cântați în această emisiune. Dragi prieteni, știu că îndrăgiți cu toții, pentru că altfel n-are cum să fie această melodie și vă pune Mihai Ciobanu la dispoziție. Audiție plăcută! Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați sfătit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copiii socolinde, nu știu că stăpânii nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Banii
ne-ar trebui la fiecare. Toți avem copii și vreme-i grea, însă cum să vinzi fereastra oare? Cea la care mama ne-a aștepta, o vom da și vor schimba lăcate, și vor pune și ferestre noi, și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străinii la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne primesc. Vom pleca și noi când bagem viață, și părinții sus ne-or întreba, ce mai face casa lor cea dragă? Cine are grijă azi de ea? Ce mai face casa lor cea dragă? Cine are grijă azi de ea? Minunat! Și mulțumim tare mult lui Mihai Ciobanu pentru această excepțională piesă. Nu putea să lipsească acest cântec din emisiunea de astăzi. De altfel, bănuiesc că nu există spectacol în care să nu vă solicite publicul această melodie. Da, cam așa e, cam așa e, pentru că acest cântec, câtă tragedie are, câtă lucruri, câte lucruri importante s-au adunat. Să nu uităm de părinți, să nu uităm de lucrurile sfinte. Asta mult mai mult înseamnă decât pur și simplu casa părintească nu se vinde. Nu se vinde țara. Nu se vând oamenii, importanța ai neamului și multe, multe, multe altele. Da, și chiar să știți, da, bănuiesc că știe toată lumea, la foarte multe petreceri nu există practic petrecere astăzi unde să nu fie solicitat la un moment dat cântecul Casa Părintească nu se vinde, da, și unde toată lumea se ridică în picioare și cântă în unison. Așa este, și cu asta sunt mândru. De altfel, asta este truda dumneavoastră și răsplata vine de la sine atunci când încerci să faci lucrurile cu gând bun, cu intenție bună și lucruri care să fie de folos omenirii. Pentru că ăsta este cântecul lui Mihai Ciobanu. Da, nu-mi pare rău de ce am trăit, nu-mi pare rău de ce am făcut până acum legat de cântecul meu și aș mai vrea să mai trăiesc, să mai fac ceea ce pot face și să bucur oamenii și să-i îndemn la lucruri bune și frumoase. Noi de asta suntem siguri că așa se va întâmpla, pentru că, așa cum spuneam și altă dată, Mihai Ciobanu este un interpret neobosit, mereu în căutarea unui cântec care să ajungă la inima publicului. De fiecare dată reușiți să ne surprindeți. Ori cu un CD realizat, iată, avem și cu fanfară și o carte scoasă cu biografia lui Mihai Ciobanu și toate cântecele și fotografii, realizările dumneavoastră. Sperăm și vrem să credem că veți ține pasul și în continuare, pentru că publicul așteaptă noutăți. Da. De la Mihai Ciobanu. Mulțumesc bunului Dumnezeu, mulțumesc spectatorilor și telespectatorilor, mulțumesc vouă că aveți grijă de noi, interpreți de muzică populară și pentru mine
Este o triplă sărbătoare, aș zice, nu dublă, dar triplă, că m-ați invitat în emisiune și pot să mă deschid așa și vouă și celor care ne privesc. Fericire tuturor! Vă mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și sperăm să revenim cu alte invitații, pentru că dumneavoastră aveți cântece de cântat foarte multe. Dragi mis neamurile mele, pentru că nu pot să vă las să plecați să fără mai să ne mai gând. Cântați, bineînțeles. Mai dacă așa e, cu mare drag. Dragi prieteni, pe final de emisiune, Mihai Ciobanu vine să vă dorească un cântec pentru toate nemurelele, dragi mis neamurile mele, este titlul acestui cântec. Îi mulțumesc o dată în plus pentru prezența în emisiune, pentru amintirile pe care le-am depănat împreună cu domnia sa și știu că mulți dintre telespectatorii noștri se bucură pentru că astăzi Mihai Ciobanu a fost invitatul nostru aici în Casa Mare la Români și promitem să revenim și cu alte invitații. Vă mulțumim tare mult pentru că ați stat și astăzi cu ochii pe noi. Mulțumesc și colegilor din regie și vă aștept la o altă ediție a emisiunii Casa Mare la Români. La mulți ani, Republica Moldova! Cu rămurele, trai la 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 la, dragi mis neamurile mele, trai la 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 la, busui eu cu rămurele, trai la 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 la, dragi mis neamurile mele, trai la 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 la, mamă, tată, soră, frate, trai la 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 la, și mai am niște nepoate, trai la 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 la, verișor și verișoară, hai cu voi viața e mai ușoară. Și nepoții fericiți suntem cu toții. Dragă-mi din neamul meu, trai la 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 la, din el fac parte și eu, trai la 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 la. Dragă-mi din neamul meu, trai la 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 la, din el fac parte și eu, trai la 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 la. Când mi-i dor și când mi-i jele, trai la 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 la, neamul meu îmi dă putere, trai la 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 la. Sunt cu ele, îi ciocnim păhărelile când vin sărbătorile. Zi bună de dimineață, trai la 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 la, uite așa aș vrea o viață, trai la 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 la. Zi bună de dimineață, trai la 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 la, uite așa aș vrea o viață, trai la 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 la. Drag mi ziua până în seară, trai la 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 la, de-ar ține un an și-o vară, trai la 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 la, că nici viața nu-i amară, trai la 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 la, când ai neamul grămăjoară, trai la 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 la. Thank you.